Bine ați revenit, oameni dragi, alături de mine. Sper că ați rămas, eu n-am apucat să mă uit pe Facebook, să văd dacă sunteți în același număr prezenți lângă mine. Am spus că vom continua cu... și voi prelua bucăți din conferințele de la forumul ăsta economic mondial. Bucăți din planurile lor, care cuprind absolut toate problemele cu care ne confruntăm astăzi. Adică ei au vorbit despre de ce ar fi bună o pandemie. Domnul Klaus Schwab a scris o carte în acest sens și totul s-a întâmplat unul la unul. Unul la unul. Pandemia de COVID, variola maimuței, cu tot ce trăim. Despre setarea alimentară, da? V-am arătat ieri. Ei n-au niciun stres. Vorbesc acolo deschis. Doar că noi nu-i luăm în seamă. Pare așa că e un... Se întâlnesc cu unii mai în vârstă, așa, plictisitori, ce să ne uităm în gura lor. Nu, oamenii ăștia sunt șefii lumii, cum ar veni. Și domnul ăsta, Klaus Schwab, care a înființat acest forum economic de la Davos, a avut, în 1971, când a înființat, a avut o idee briliantă, trebuie să recunoaștem. Trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Cum s-a gândit el să controleze treaba în lume? A făcut acest forum, această întâlnire anuală, în care aduce corporațiile, mediul de business, la oaltă cu politicienii. Și ce poate să iasă rău atunci când pui niște unii cu foarte mulți bani și niște politicieni? Adică ce poate să... Se poate întâmpla ceva greșit? Nu știu, să ne gândim că cele corporații care au bani să cumpere guverne întregi, țări întregi, datorii publice ale unor țări, medii sau chiar mari. Credeți că s-au dezis de la vreo propunere? Sau politicieni care au văzut teancurile de bani cu multe cifre în coadă, credeți că și-au pus vreo problemă morală dacă să se dezică sau nu? Și uite așa, ne-am transformat în niște societăți corporatiste, controlate de aceste corporații. În anumite state lucrul ăsta se întâmplă perfect legal, se numește lobby, la noi se numește șpagă sau, ziceți oameni dragi, de burla useriștii cu ordonanța 13, cum se numea ce voia să discrimineze, ce era discriminat de fapt, influența. Nu vine și nici nu văd până... Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să zic. Înțelegeți. Deci asta s-a întâmplat, asta se întâmplă la Davos. Ei vorbesc deschis, doar că n-am fost noi dispuși să înțelegem, să auzim, să vedem. Așa că reiau niște teme care au fost dezbătute acum ani de zile, dar sunt au actualitate cruntă. Vă dă doamna Roberta materialul cu domnii ăștia șefii la lume. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. The difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing, it changes you. If you take a genetic editing, just as an example, it's you who are changed. Yeah. And of course this has a big impact on your identity. Yeah. Editing your genes? Cool. I'll explain that later. But first, why do so many people consider this guy, Klaus Schwab, to be the most dangerous man in the world? Well, there's some reasons. A lot of them. You might remember Klaus Schwab as the puddle of liquefied feces who said, by 2030, you'll own nothing and be happy about it. Translated, that probably means by 2030, he'll own everything and he'll be happy about it. But how does he expect you to own nothing and be happy about it? Oh, he's got a plan. Now, I'll tell you about it in a minute. But before I do, a little bit about Klaus Schwab. He's the author of COVID-19, The Great Reset. What a grand opportunity indeed. Oh, and his book was published on July 9th, 2020. Wonder how he got it written and published that fast. It's almost like maybe he pre-wrote it before he started the pandemic. I mean, before the pandemic started. Old Klaus is also the founder and chairman of the World Economic Forum.
an organization that faces the public with very noble-sounding goals of creating a better world. Fear-mongering about climate change and disease are big goals of theirs. Welcome to Davos! Just park your private jet over there and then go inside and pretend to be concerned about climate change. Klaus and the World Economic Forum want a worldwide digital ID system that determines your access to goods and services. It would monitor your online behavior, purchases, and biometrics. It kind of seems like he just wants to do away with the whole democratic process and give all the power to the state and whoever runs the state, the deep state. But that's based on both his words and actions, so it's probably an inaccurate observation. Was Dr. Evil's character based on this reptile? Mr. Schwab writes the following. One of the greatest lessons of the past five centuries in Europe and America is this. Acute crises contribute to boosting the power of the state. It's always been the case, and there is no reason why it should be different with a pandemic. Nobody ever elected Klaus Schwab to anything. This all just sounds like conspiracy, doesn't it? The World Economic Forum are good guys. Haven't you seen the headlines they pay for? Go green, right? Right? That's probably right. They truly are good guys. Accordingly, you'll be excited to hear that the lineup of World Economic Forum speakers at their annual gathering of elites in Davos included such benevolent humanitarians like Xi Jinping, the leader of the Chinese Communist Party, who's currently committing genocide, Anthony Fauci, who's arguably currently involved in crimes against humanity, and Bill Gates, who's arguably currently involved in crimes against humanity, and Australian Prime Minister Scott Morrison, who's arguably currently involved in crimes against humanity. What a great lineup! But my favorite Economic Forum speaker of all time is this reptile, Klaus Schwab's top advisor, Dr. Yuval Noah Harari. Let's see what he has to say. Data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Elites hacking organisms and re-engineering life itself? Well, he's not talking about doing that to people, is he? Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. Well, I guess he was talking about doing that to people. All people, to be specific. And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be not just the greatest revolution in the history of humanity. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life 4 billion years ago. For 4 billion years, nothing fundamental changed. Not playing God, are you? Because that usually works out super well. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds. Oh, you are playing God. Say more. Evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. Gosh, you wouldn't by chance have a plan in place on how to control people with your cloud technology, would you? And that plan isn't by chance already being implemented, is it? Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. Oh, so you could implement it. In this time of crisis, you have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste. Sounds familiar. And I guess you are implementing it already. Didn't anyone bother telling this guy not to say any of this out loud on camera? It's a lot of it. Domnul JP, așa se numește, e un comedian american. Deci anumite expresii pe care le-a folosit în acest clip sunt în spiritul unui pamflet. Sunt exagerări artistice pe care sper să se înțeleagă. Așa,
Trecem mai departe, pentru că ce ar mai fi de spus? Oamenii ăștia, repet, sunt transparenți total, 100%. Ei ne-au spus din timp, ne-au pregătit. Au oameni în toate țările, în toate guvernele, reprezentanți de seamă și, bineînțeles, că să știți că nu am scăpat nici noi. Poate părem așa o țară mică pe hartă, nu știe nimeni de noi, noi nu facem deranj, nu deranjăm pe nimeni. Suntem cu minți liniștiți. Noi nu ieșim, ați văzut, nu facem scandal în stradă, nu. Suntem cu minți, cu minți, cu minți. Dar suntem și noi o miză, nu? Și atunci nu puteam să scăpăm de ochiul celor de la Forumul Economic de la Davos. Deci domnul Klaus Schwab este cu ochii pe noi. Nu degeaba e împânzită țara de ONG-urile lui Soros, care este prezent anual la Forumul Economic Mondial. Și avem ONG-și de seamă care s-au constituit într-un partid pe numele lui USR, apoi o parte din ei s-au mutat în Partidul Aur pentru că și-au dat seama, cred, oamenii ăștia cu capul mare, care spun ce o să mâncăm, cum o să fim văzuți ca niște roboți, da? Mi-am uitat ideea. Deci oamenii ăștia au reprezentanți aici în țară, prin Aur, prin USR, văzând că tendința la nivel european, cât și la nivel de țară, la noi, e o tendință spre suveranitate, spre suveranism, spre naționalism, au făcut o updatare, da, de plan, și a apărut un plan, un partid exact să se plieze pe acest trend. Ei de multe ori oricum creează nevoia, ei creează soluția. E, uite că au venit și cu soluție pe partea asta. La electoratul naționalist, creștin, numiți-l cum vreți, conservator, clar cei de la USR nu aveau cum să ajungă. Și așa, uite că a apărut Aur să satisfacă nevoile pieței electorale. Și domnii ăștia de la USR, la fel, au transmis, bineînțeles, mesajele pe care le-am auzit la Davos, le-au transmis și ei aici. Doar că noi am râs. Noi am râs de ei. Am zis că ăștia nu știu de capul lor. Exact cum au spus, cum s-au certat domnii de la USR, da? Eu preiau ce spune un domn de la USR despre un alt domn de la USR. Nu știi de capul tău. Așa am crezut și noi despre ei, că nu știu de capul lor și că nu știu ce vorbesc. Când ei, de fapt, vorbeau chestiuni serioase. Ei transmiteau mesajul tocmai de la Forumul Economic de la Davos. Poate faceți aminte de Oana Maria Bogdan, de care am râs când spunea că la o postare, da, îi postase domnului Dacian Cioloș. Doamna Oana Bogdan era foarte apreciată de domnul Cioloș, a numit-o roata motrice a partidului, adică nu vorbim așa de orice membru, de un bulai, vorbim de o roată motrice, adică cineva care punea roțile în mișcare, da? Punea motorul în mișcare. Și ce spunea doamna Oana Maria Bogdan? Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate, adică fix ce zicea unul la unul Klaus Schwab. Când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planetă. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele. Deci înțelegeți? Înțelegeți ce spunea doamna Oana Bogdan? Transmitea practic mesajul de la Davos. O să fim, nu o să deținem nimic și o să fim fericiți. Ăia din Africa, sau ăia din Siria, nu prea par foarte fericiți, nu vă supărați. Pentru că, nu de alta, dar au venit câteva zeci, sute, peste 200 de milioane, au venit aici în Europa. Ceva, ei nu dețin nimic acolo, la ei. Au rămas unii din cauza războiului, alții din cauza climei, secetă, sărăcie, corupție, au și ea de toate, o țări colonizate. N-au nimic. Dar din moment ce nu stau acolo,
înseamnă că nu sunt fericiți. Vedeți? Deci, cineva minte, nici oamenii din Sri Lanka, care nemai având nimic, au rămas inclusiv fără recolte, cu o inflație de 30%, spre care ne îndreptăm și noi. Suntem la jumătate, ce-i drept, dar am încredere. Am încredere că putem ajunge la 30% inflație. Și oamenii ăia, nici ei n-aveau nimic, au intrat în Parlament. Au intrat în Parlament și l-au izgonit pe domnul președinte. Ei păreau fericiți abia când au putut să se îmbăieze în piscina din reședința, din interiorul reședinței președintelui pe care îl izgoniseră. Abia atunci păreau puțin fericiți. Dar până atunci n-au părut fericiți. Neavând nimic așa, cred că ne mint ăștia. Vă spun, nu-i credeți. Nu-i credeți pe cuvânt. Doamna asta, Oana Bogdan, are oricum o problemă cu proprietatea și nu este o mică mirare a faptului că se discută foarte mult la noi în țară. Deci cezământul ăsta vine el chiar așa. Pentru că România are un mare grad al proprietarilor de case și apartamente. Stăm cel mai bine din Europa. Stăm cel mai bine din Europa. Peste grad de proprietari peste 90%, în timp ce în Europa abia dacă ating 30%. Ori e greu. E muncă grea aici pentru cei ca doamna Oana Bogdan, pentru trimișii lui Klaus Schwab și ai lui Soros în țară. E complicat, e de muncă. 90%. Peste 90% din români sunt proprietari. Avem treabă cu ei, să le băgăm mințile în cap, să le explicăm că n-au nevoie. Ei trebuie să trăiască în grupuri, în comunități, nu le trebuie, nu proprietăți. Ei, să nu vă așteptați. Să nu vă așteptați ca ei să dea un exemplu, adică ca ei să nu aibă proprietăți. Adică sper că nu vă așteptați totuși. Acești mari gânditori au nevoie de alte condiții ca să gândești asemenea lucruri, să stai tu, să găsești această teorie fundamentală, să descoperi faptul că omul nu are nevoie de absolut nimic pentru a fi fericit, ai nevoie de niște condiții. Nu vă supărați. Doamna Oana Bogdan asta a avut foarte multe afirmații. Și pe proprietari, și pe trai în grupuri. Ia să vedem. Oana Bogdan revine de la renunțarea la proprietate și trai în grupuri la un model bazat pe creșterea stării de bine. Pe creșterea stării de bine. Cum? Nu știu. Medităm. Doamna Roberta, cât mai am? Haideți să o vedem pe doamna Oana Bogdan, ca să o vedeți în carne și oase. Cum? Ce spune ea? Ce spune ea? Eu cred că dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi, așa cumva că ignorăm faptul că facem parte din natură și că toate problemele pe care le avem vin cumva de la stabilirea de granițe, de la individualism, de la bătaie pe resurse, de la posesiuni, deci ne luptăm pe ce are fiecare. Ori a trăi în... Nu, eu cred că se poate trăi și altfel. A trăi în grup se referă la ceea ce se întâmplă deja în vest, unde oamenii au văzut deja reversul medaliei. Ei au făcut o grămadă de greșeli pe care noi urmează să le facem și pe care n-aș vrea să le facem și de asta suntem aici. Au făcut o grămadă de greșeli și acum încearcă să le corecteze și cum le corectează au apărut noi forme de locuire. Oamenii locuiesc în grup. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există familii în continuare, evident, dar că aceste familii sunt proprietari împreună, da? Cu mai multe familii și se găsesc, se grupează pe vârste. Deci ai o familie de oameni mai în vârstă cu o familie de oameni cu copii. Și... Ați văzut? Deci, ei ne-au anunțat că nu avem nevoie de nimic, nu avem nevoie de proprietăți ca să fim fericiți. Și să știți că în America se implementează deja acest sistem și funcționează. Și o să închei prin a vă arăta cum este implementat și cât de bine funcționează acest sistem al neproprietarilor
în America, adică nu oriunde, în America. Care este traiul? Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă rog frumos să rămâneți să vedeți, pentru că e foarte tare materialul pe care urmează să vi-l dau. Vă pup, vă iubesc, weekend plăcut, ne vedem luni!